Hei, salut! Sunt Dexter sau șef Bogdan Alexandrescu și vreau să vorbim despre un subiect foarte important în contextul în care trăim. Este vorba despre sănătatea mentală și cum ți-o menții. Eu am două mari trucuri. Primul este cititul, pentru că din punctul meu de vedere reprezintă cel mai bun antrenament pentru minte și cea mai bună hrană și valoroasă pentru suflet. Iar al doilea, după cum ai ghicit, este gătitul. În afară de faptul că îmi conferă lejeritate pe plan profesional și asigură o meserie, gătitul este lucrul care mă relaxează cel mai mult pe această planetă și îmi dă energie pozitivă. Eu îmi încep ziua întotdeauna cu o omletă pufoasă, pentru că mama mi-a spus încă de mic că oul dă viață și inteligență. Și dacă nici acum n-avem nevoie de astea două, nu știu când. Ca să fac această omletă super pufoasă, n-am nevoie decât de 3 ouă, de 80 de grame de unt, de foarte puțin ulei ca să nu mi se ardă untul și niște sare. Încing o tigaie, în momentul în care tigaia este călduță, așez untul cu uleiul ca să nu se ardă untul, bolborosește untul, adaug ouăle pe care le-am scos cu jumătate de oră la temperatura camerei ca să crească, să fie mai pufoasă omleta, să se tempereze. Și cu ajutorul unui tel le sparg în tigaie unul câte unul și încep să amestec la foc mediu, ușor, ușor, din exterior spre interior. În momentul în care ouăle s-au coagulat, iau tigaia de pe foc, amestec vigilent, așa, rapid cu telul, presar sarea și este gata. Cozy, călduț, bunuț, cu energie bună pentru întreaga zi. Mai pun și o felie de pâine cu maia lângă și ce mă mai poate supăra în momentul ăla? Vă spun eu. Absolut nimic. Vreau să vă mai spun că acest video este o inițiativă UNICEF pentru conștientizarea importanței sănătății mentale și vă invit să intrați la ei pe site pentru a descoperi mai multe despre acest subiect care ne interesează pe toți în această perioadă, bineînțeles, explicate de către experții UNICEF. Vă mulțumesc pentru vizionare, fug la restaurant că deja mi s-a făcut foame, merg să fac omleta și nu uitați să zâmbiți, să fiți fericiți, pentru că ziua voastră este mai bună decât ziua multora. Așa că bucurați-vă de acest lucru și găsiți fericirea în absolut orice, cum încerc eu să găsesc în oușorul ăla, atât de simplu și atât de mic, plin de viață și de inteligență.